Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din Rocket League. Astăzi suntem alături de Sebi și vom juca ceva doubles. Să vedem competitive. Acum dăm și noi joining. Nu uitați să apăsați pe butonul like, nu fac facecam pentru că am față de prăjit în primul rând și nici n-am lumină în cameră. Bă, trebuie să rezolv cumva lumina, mă duc, da? Da. Ca să știți, eu sunt cam boostat pe Rocket și... Bă, joc decent, nu joc cel mai pentru praf. Acolo joacă bine. Ok. Mamă, mă împinge Sebi la propriu în poartă, știi ce zic? Ok, Sebi a fost platină, joacă foarte bine pe aeriane, chestii. El e cu zborul, știi? Și eu sunt cu pământul. Sunt pe pământ, dacă înțelegi, eu sunt pământean. Eu sunt cu Maica Pământului, oh! Așa, de fel. Am înțeles. Asta a fost pe în pământ, a fost în domeniul tot ce ai făcut. Ie, bă! Am înțeles, băieți. Da, nu mă așteptam, am fost așa, okay, mă, cam în directă. O să jucăm două meciuri și să-mi spuneți dacă mai vreți episoade de Rocket League. Am avut și eu niște meciuri bune câteodată, din joi în Paști, dar există, știu, poate vă miră. Sebastian, te ajut! Dă-i, ăla-i. Aha. Încercat. Ăla-i, bravo. Și sunt bronz, dacă vă întrebați. Ups. Au jucat-o bine. Bronză și-a spus cuvântul. Da, au jucat bine. Ăștia sunt ceva silver gold. Tu ce rank ești pe doubles? Acum sunt gold 3 sau gold 2. Fost platină. 4. Da. Fost platină și am fost platina și eu. Platina 4, aproape pe platina 2. Bă, mă mir că sunt gold pe triples. Ceea ce e ceva pe Rocket. Wow. Hai să vedem. Îmi place, avem amândoi Dominus, sau cum se numește mașina. Dominus. I-am cumpărat-o și lui Sebi, mi-am luat-o și eu acum ceva timp, deci... aproape un an, un an viitoare se face un an. Un an, lol, frate, deci am Rocket League-ul de un an. Sorry. Sebi mă redirecționează spre poarta lor. Așa, dă-le. Puh, ce ai dat-o, i-ai dat croșeu de stânga. Hai că vin eu. Opam. I got it, boy. I got Hai. It. Sau nu? Joacă mult prea agresiv oamenii. Am observat. Demolition-uri. Ceea ce două nu deja la tine. Ajută stilul nostru de joc. Oh. Și două goluri urâte ne-au dat. Am înțeles, vezi? Și vine al treilea. Ok, hai că-mi dau și băieții mesaj cu promovări cu tălea. Am înțeles, băieți, fix când filmez. Că nu filmez nimeni. Bă, nimeni nu mă bag în seamă, bă. Direct, hai. Dacă nu știați, Sinar a plătit să se întâmple toate astea fix. Da, plătesc boost-ul lui Sebi, în primul rând. Hai. L-ai plătit, dar cu ceva timp. Da, fuck. Și l-ai plătit mult da. Bine. Cu Dominus. Ah, fuck, ne-am luat gol. No, bă, meciul ăsta a fost urât. Lângă Dominus. A? A, da. A fost, hai să dăm forfeit ca să mai tragem da, de atâta. Nu mai pierdem timp. Oricum nu prea aș mai fi avut cum să carp aici. Da, se mai întâmplă, frate. Oricine mai pierde imposibil. Pe orice joc n-ai cum să câștigi în continuu. Sunt bronze 3 Division 1. Bă, am fost gold 3 Division 1. Da. Nu, eu am fost ce? Nu, eu zic gold 3 Division 1. Eu sunt bronz, dar am fost bronz 4, Division adică 4. Adică Silver 1. După bronz 3 urmează Silver 1, nu? Da. Da, Silver 1, nu știu de ce am vrut să zic. Nu, te gândeai că e capălos sau... Da, mă, ceva de genul. Mă rog, e cam ciudat rank-ul, pentru că joc mai multe jocuri, joc și CS, joc și LOL și... E ciudat puțin rank-ul, gen, știi, sunt multe și rank-uri și... sunt amestecate la da. 3v3, fiecare, la de exemplu, la aici e așa, acolo e așa, e puțin ciudat, e boi. Dăm searching să-mi spuneți dacă vreți să facem ceva challenge-uri. Bă, m-am gândit la un challenge să jucăm doar cu shift. Ce părere ai avea? Ar fi mult prea greu. Da, dar ar fi Caterinca. Am văzut chiar azi la un YouTuber mare care face multe videoclipuri cu Rocket League. Așa. Cu rank Grand Champion sau ceva pe acolo, unul dintre cele mai mari rankuri. Își juca omul fără boost. La 1v1. Mamă, ar fi ceva. Păi nu, 1 versus 1, între noi gen, știi? Ok, băieți, am revenit aici cu al doilea match, să vedem ce putem face.
Sebi e pe hype și o să se bage tare în ei pe băieți. Să vă arăt cum care Sebi zilele bune. Mă rog, avem zile bune, avem zile proaste. Astăzi nu am jucat deloc Rocket și vă dați seama că nu suntem încălziți sau chestii de genul. Du-te, Sebi! Nu, nici chiar așa, nu te du așa. Am dat-o acolo, că aveam și poziție proastă în primul rând. Și... aha, aha. Pre... mama ta. Ok. Nu prea dau eu goluri, eu sunt mai mult pe apărare, dacă n-ați observat încă. Ia uite și pe ăsta. Mamă, ce fake a dat, frate. A uitat să ia mingea după el. Sebi s-a pus pe minge, la propriu. Sub. Ia uite aici, te-am ajutat, frate, am bârligat, ia uite. Da. Și asta nu-i nimic, adică... ai o fază și mai bună. O să... ai ceva faze pe canal? Cu Rocket? Nu, n-am pus. Am multe faze, dar nu le-am filmat. Poate, capul meu. Și ai zis că vrei să pui un montaj, nu? E probabil să pun unul. Deci, dacă o să pun un montaj, probabil că în următorul episod de Rocket o să vă las un link în descriere, adică... na. Are ceva montaj cu CS un Ace, dar nu vă pun link-ul în descriere. No, e oribil. Cringe. Hei, ai făcut de Adi, ce să mai... da, adică nici nu se vedea că dacă luam eu kill-urile, se vedeau că își dea oamenii suicide-uri. Șmecherie. În competitive, știi? Da, mi-am dat seama. Opa. Ăla-i. Și bă, și mă gândeam să facem și ceva live-uri, să-mi spuneți dacă vreți să fac... voiam acum în loc de această filmare, voiam să fac un live, dar Sebi are ceva war pe metin, morții măsii, și... era nevoie să spui asta? Exposed! Așa, și... stop exposing the shit out of me. Hai, centrare. Vrei centrare? Ia. Și-a dat gol ăla. Autogol. Lol, frate, asta a fost Caterin, că uitați-vă aici. Și-a dat gol fără să vrea. Lol. Jucăm 3 pe doubles. Gadiți? Să pun așa titlu? Nu știu. 1v2 pe doubles? Nu, 3v... Da. 3v2 pe doubles. 3v1, pardon. Ce face chat. Ho. Ia tu ăla din margine. Ai. Te-ai dus? Hai că poți. Probabil. Dacă nu m-ar împinge proștii. Nu te împing. Fuck. Și eu prost. Stai că-l iau eu. Ok. Deci joc practic de un an Rocket, dar tot praf sunt și am 50 de ore în el. Ah, fuck. Să nu te uiți la mine. Aoleo. Gay pride. Știi când alergi, frate, știu, am pățit. Te împiedici, frate, și dai așa cu botul de pământ fix unde e lumea. Exact așa. De ce a dat mă cu ăla? Ce faci, mă, faci tu scheme, bă, m-a... ia la el, mă. Bă, Sebi? Ok. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Hai cu golul acum. Centration. Ți-am dat, dar cam în față, pentru tine. Bă, am sărit, am zburat destul de ok. Și n-am mai luat un gol. Nope. N-am avut cum, frate. Nu cred că a intrat. Ba da, a intrat, că era fix pe poartă, stai așa. Hai să vedem. Da, a intrat. Intra, da, fii atent, trebuia să mă duc tare cu boost în spate și să dau bicycle, cred. Dar n-am mai realizat. Că a fost totul... trebuia să, până să sari pe partea dreaptă, să faci 2-3 jumpuri în partea stângă și asta era tot. Hai că ne luăm bătaie și de la ăștia, cred că. Da. Bă, te-am văzut acolo, am zis gata, ia sinerelul meu. Da, ți-vă la o parte, băieți. Și știu că o să zic că mulți băieți praf sau mai știu ce. Bă, joc for fun. Hate-ul e constructiv? Da, în primul rând, hate-ul e constructiv și mersi de vizualizarea haterilor. Și faza e că
N-am putut. Și faza e că nu joc competitiv, adică dacă aș vrea pot să mă pun pe învăța și chestii, dar nu vreau. Îmi place mult mai mult să joc de fun și eu zic că e mult mai bine decât să stai în fața unui... No, da, de ce m-a lumea bătut? A spus că Rocket League-ul este foarte, foarte competitiv. Amuzant. Că nu ajungi la un nivel mult prea mare da, competitiv. Da, da, frate, așa, să joci cu prietenii. Na, pui mei, să mai filmez una, două, Caterinca. Aoleu, n-am văzut nimic de fumul ăla. Hai, că ne-am mai luat încolo. Nu, nu, nu. Hai că... Am început și eu să mai zbor din când în când. Îmi iau zborul. Sebi, dacă iubești pe zboară cineva... Zboară pe ele, zboară. Dacă iubești pe cineva, eliberează, nu-i așa? Da. Așa ai fost și tu cu zborul pe rachet, nu? Da. L-ai eliberat, nici n-ai da. Vrut să-l cunoști măcar. N-am vrut. Yo! Ha, lol. Oh. Deci m-a explodat în aer. Ups. Frate, cum e posibil? În aer? Du-te mă de aici și eu pot. Bă, mi fură boost-ul al meu. Lol, lol. Șmecherie. Mi-am făcut și un loadout, loadout, se spune? E ok? La ce te referi? Gen mașină și chestii. Alte profile cu alte mașini, alte profile. Preseturi, am ăsta verde și l-ați văzut și pe la roșu cu Taco din meciul trecut, îmi place ăsta verde care au, are niște roși super șmechere. Sebi, care aparent sunt foarte rare, common. Nu? Nu, sunt foarte easy de... Lol, primi, dar arată super șmecher. Încep șocul și le primești. A, o să vi le arăt după aia. Am înțeles. No, dădeam și un gol. No, hai să vă arăt ăsta. Nu vreau să dau live match. A, uite, le vedeți aici, da? Uite ce șmechere sunt. Și am bani, ies bani din curul meu. Dacă înțelegeți ce vreau să zic. Ia uite, era silver băiatul și gold. Interesant. Băi, vezi, cam asta ar fi cu acest clip. Eu sper că v-a plăcut, dați acolo un like. Eu am fost Sinner alături de Sebastianos. Salut. Și v-am salutat, ciao les.